UEFA, schimbare istorică după mai bine de 40 de ani, decizia a fost anunțată astăzi. Vitali Klitschko, dezvăluire uluitoare despre fratele său, Vladimir nu va spune niciodată acest lucru, dar pot spune eu ce a făcut după ce a plecat din Ucraina. Articol de GSP, publicat miercuri, 06 aprilie 2022, ora 18:40, actualizat miercuri, 06 aprilie 2022, ora 19:34. Ana Maria Prodan îl acuză pe Laurențiu Reghecamp. Susține că antrenorul Universității Craiova a avut un comportament deplasat în timpul celui de-al doilea termen al divorțului, desfășurat luni, la judecătoria Buftea. Luni, Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp au fost față în față pentru prima dată în anul 2022, la cel de-al doilea termen al divorțului de la judecătoria Buftea. Divorț. Ana Maria Prodan s-a întâlnit cu Laurențiu Reghecamp la tribunal. Cum a reacționat impresara fiica ei, a început să plângă. Dacă imediat după întâlnire declarațiile impresarei au fost calme, într-o notă ironică, acum s-a descătușat și a lansat noi acuzații la adresa antrenorului de la CSU Craiova. Susține că Reghecamp a avut o atitudine deplasată față de Sarah, fiica ei din prima căsătorie, și față de fiul lor, Bebeto. Ana Maria Prodan, descătușată la adresa lui Reghecamp, gest golănesc. A văzut o țară întreagă gestul golănesc pe care l-a făcut. A stat 5 minute cu Sarah și Bebeto, căci s-a lovit de ei în camera avocaților, unde eu i-am trimis, căci știam că îl pot vedea acolo. A țipat la Bebe că nu este la școală și Sarah i-a reproșat că are ceas cu diamante la mână luat de el halal. Să treci după aproape un an pe lângă copiii tăi și să nu schițezi niciun gest este cumplit, a spus Ana Maria Prodan, la Antena Stars. Ceea ce vedeți dumneavoastră și noi azi, nu are legătură cu soțul meu și tatăl copiilor mei. Este cea mai urâtă variantă pe care putea Universul să o proiecteze. Ghiciți cum a evoluat Reghecamp. Nu poate mai mult. Azi am primit actele de la judecătorie unde ordonanța președințială i-a fost respinsă de către judecătoria Buftea. Cerea să nu mai fac publice problemele din căsnicie, să nu-i mai pronunț numele și nu mai fac dezvăluiri care îi lezează imaginea în fotbal și societate. Dar ce să vezi? Că tot fotbalul internațional râde de el. Ana Maria Prodan. Reghecamp se apără. Nu am văzut copiii când am ajuns. Laurențiu Reghecamp a confirmat discuția cu Bebeto, dar neagă tonul invocat de Ana Maria Prodan. Când am ajuns la tribunal, nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Ana Mariei. Dar am vorbit și cu Bebe și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul în sala avocaților, la judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute. L-am întrebat pe Laurențiu Jer. De ce nu este la școală? Pentru că știu că avea program la școală. Nu mai contează, nu vreau să fac o discuție din asta. E problema mamei lui. În fine, sunt lucruri care o să se rezolve în timp. Pot să o înțeleg pe Ana Maria că vrea să sensibilizeze, cumva, lumea, că vrea să facă anumite jocuri, dar cred eu că, în primul rând, trebuie să dovedească că este mamă, că are grijă de copii, spune Laurențiu Reghecamp pentru Fanatic. Video Ana Maria Prodan, cum să mă prindeți pe mine pe parte de sex. Așa de tâmpită par eu. Citește și alte știri de actualitate. Denis Man s-a accidentat într-un meci în care îi lăsase mască pe italieni. Face ce vrea pe teren, e mage. Victor Pițurcă și secretul formei de invidiat pe care o are la 65 de ani. Nu mă aduc aminte să fi mâncat așa ceva în ultimul timp. Plaite, șocul pe care l-a trăit Gigi Becali chiar în fața palatului. Halucinant ce s-a întâmplat, jandarmeria a intervenit de urgență.